Am suplimentat tirajul pentru almanacul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanacul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro. Bună ziua, bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Dosare de Presă. Așa cum știm, o emisiune care cheamă jurnaliști, stăm de vorbă cu ei, jurnaliști care înseamnă ceva, vor însemna ceva, care au lăsat ceva pe urma lor sau care sunt importanți, dar din când în când mai chemăm și oameni de pe urma cărora presa trăiește. Astăzi avem un invitat absolut minunat, domnul Mircea Diaconu, maestre, vă mulțumim din suflet. Ați acceptat invitația noastră, sunteți mai vedetă decât orice vedetă de televiziune și asta chiar pe televizoare și nu numai prin filmele care se dau, în care ați jucat, ci prin faptul că apăreți des și sunteți un om spectacol și asta în sensul și serios. Spuneți în modul dumneavoastră inimitabil, cu un farmec ieșit din comun, niște adevăruri, printre puțini. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră. Să rămână. Bine că stau pe scaun. Atâtea vești. Nu spuneți că... Vestea mare e că o să am și o dosară, în fine, de presă. A, da, o să aveți un dosar, da. Păi nu prea am dosar, că am întrebat și eu, am dosar? Nu, ce un dosar. Da, ați avut și a spus aproape, foarte aproape de a fi băgat la pușcărie. Ai altceva, mă refer la dosar. Dosar a fost și ala. Mizerii, nu. Chiar. Chiar. De ce au vrut să-l bage la pușcărie? A fost trimis și în judecată, fără prejudiciu. Întrebați la ghișeul următor, nu știu. Da, la ghișeul următor, da. Nu, vedeți, e interesant. Cred că a fost un caz școală. Era la începutul epidemiei Chioveșii. Da. Ca să zic epidemia Chioveșii, mă rog, 2000, ca perioadă. 2002. Nu. 2010 a început. 2010 a început, da. Și eram un caz școală, s-a lucrat puțin la legea anii. Ceva genul ăsta, iar eu am fost senator în 2008, finalul anului. Și în 2010 s-au trezit că eu sunt în compatibilitate, eu conducând, sau mă rog, făcând programul teatrului, artistic firește, al teatrului Notara, în continuare era incompatibil cu statutul de senator, timp în care jumătate din senatul la care eram eu asfaltat toată România, prin mame, bunici, prieteni, vor ei și dimineața, prânz și seara, fonduri de la stat, dă-i și dă-i. La mine erau probleme că făceam programul. Că puneți niște piese ca lume. Nu ne puneam eu, puneau alții. Eu făceam programul teatrului, adică ce spectacole să joacă. Grav de tot, în fine. Și dă-i și dă-i. Și acum ser la finalul poveștii, că a fost lungă, și în 2014, când se judeca, în fine, cumplit și la vârf, în 7 zile am avut 9 procese, mitralieră, catiușă, pe dreptul de a candida. Mă rog, de a candida la legile europarlamentare, care țineam neapărat să particip, exact ca să se judece dreptul meu sau vinovăția mea sau sancționarea mea publică. Voiam să se judece și n-aveam cale de atac. Și am vrut neapărat să candideze. Bun. Și judecându-se, a fost o clipă în care avocatele anii, la Curtea de Apel era chestia asta, erau două doamne judecători, și avocatele anii au început să ridice tonul la judecătoare. Atenție! Aproape că strigau. Noi facem MCV-ul.
Îi spunea, deci, un avocat judecătoarei. Le responsabiliza politic. Atenție, atenție, atenție. Da. Asta era un text, am ținut minte, măcar da. Memoria am ca actor, da. Dacă da. Nu altceva, da, măcar da, asta da. Știu. Atenție, da. Noi facem MCV-ul, nu trebuie să existe precedentul diaconu. Citiți povestea. Deci da, despre asta da. E vorba. Deci problema e să nu existe precedentul diaconu, ca și cum în spatele meu era o armată de hoți, de pungași, nu știu ce, care scăpau și intrau pe țeavă dacă eu... Dacă scăpa diaconu. În fine. Da. Și judecătoarea a ascultat, pe care a întrebat, ați terminat? Da. Părăsiți sala, a zis judecătoarea. Și a fost clipa în care m-am relaxat, că altfel stăteam cu buletinul în mână, pe care îl scoteam de câte ori, Dumnezeu, așa? Să, da. Și nu scoteam o vorbă da. În spatele avocaților mei și tremuram ca orice om. Na, da, totul se poate întâmpla. Da. Nu, deci nu că am încredere în justiție. Am încredere în justiție. Că până la urmă și să ai răbdare și să ai încredere până la urmă. Da, poți să și mori, Doamne ferește. Au murit. Și au murit de inimă. Dar nu ai soluție decât să ai încredere și răbdare. Nu ai altă soluție. Nu te poți revolta. Nu poți decât așa. De-aia nici nu... Mulțumesc Dumnezeu că am trecut prin lucrurile astea, experiență în plus, pe care nu mi-o doream neapărat, dar care m-a întărit din plin, pentru că să nu fii în pielea unuia din ăsta, inclusiv a mea, nopțile alea ale mele, diminețile, nu pot să spun, am trecut prin toate. M-am ales și cu sechele de tot felul după chestia asta, pentru că altfel ziua sau când, în fine, țineam și eu aparențele cât puteam, eram rezistent, păi mi-au închetat jumătate din teatru. Știu. Ce vină aveau oamenii aia, domnule? Că ei voiau neapărat să dea cu mine de pământ public. Deci să mă compromită public, despre asta era vorba, nimic altceva. Știu clar că nu să. Iar anchetă, că au fost două lucruri, asta, unul, și aia mi-au făcut dosare penale. Două dosare penale. Unul l-au, mă rog, stins imediat, dar unul a continuat până în prostie. Și a spus trimis în judecată, știi, exact judecat? Urmăream ca penal, jurnalist. Penal, a spus trimis în judecată, deși procurorul n-a putut să rețină niciun prejudiciu. Păi nu. Ori prejudiciu este element constitutiv. Acolo am și înțeles povestea, de-aia nu mă supăr pe nimeni. E istorie aici. Deci am traversat niște timpuri specifice, nu știu cum să spun. Și am fost chiar în miezul problemei, de asta vă zic, precedentul diaconu. Am fost precedentul diaconu, după care când s-a terminat, mă sunau care mai de care aveau cazuri similare. Domnule, cum ai făcut? N-am făcut nimic. Eu n-am făcut nimic. Deci am stat cu buletinul în mână. Și m-a rugat la Dumnezeu. Și m-a rugat la Dumnezeu și am avut avocat foarte bun, într-adevăr. Da. Cel puțin pe final. Pe corect e să spunem. Nu știu dacă e corect să spunem. Cum? A fost alături de noi și nu v-a trădat. Aceeași casă de avocatură, impecabilă, care l-a apărat și pe domnul președinte Iohannis. Uh-huh. Aha, mușat. Da. Minunat. Da. Minunat și corect până la Dumnezeu. Despre asta este vorba. Și consider și continui să consider lucrul ăsta că și avocații, ca zonă profesională, și doctorii, nu țin cont sau nu trebuie să țină cont că un om e așa sau așa, trebuie să te apere. Și doctorul și avocatul să te apere. Indiferent de absolut. Vă aduceți aminte de procesul lui Nicolae Ceaușescu, nu? Da, singurul care și-a făcut datoria de acolo a fost doctorul care a luat tensiunea și l-a întrebat ce tratament ia pentru diabet. Atât. Aveți dreptate. Atât. De ce am insistat și am spus? Spuneți-i, domnule, numele. Pentru că eu cunosc, am prieteni buni care au fost apărați, nu au știut de avocați celebri și nu au știut că ei, de fapt, aveau înțelegere cu DNA-ul, cu Chioveși și cu Colde. Și s-au trezit intrând rău de tot în chestie. La un moment dat, unuia dintre ei chiar i s-a propus să cotizeze o bună parte din averea lui ca să fie scăpat, că ei s-au ocupat și de... Sigur, dumneavoastră nu aveau ce să vă ceară că erați un actor sărac. La mine nu era de cerut nimic. Eu trebuia să nu exist ca precedent. Exact. Ca precedent. Dar de ce? Cu ce i-ați încurcat, maestră, diaconul? Gură mare? Gură mare, da, asta așa e. Da, da. Și atât. Deși nu, eu nu înjur pe nimeni. Nu și dacă îl rupi pe unul, celălalt, după aia să sperie toți ceilalți. Nu, asta, deci mai periculos când nu înjuri. Da. Căci un principiu e următorul. Cine urlă, n-are dreptate, niciodată. Da. Deci dacă vezi unul nervos care țipă undeva, oriunde, pe stradă sau la televiziune, în primul rând observ că țipă, atât. Da. Nu ești atent la ce spune, de ce spune, sau care sunt argumentele, n-ajungi la ele. Deci un fel. Și eu n-am înjurat pe nimeni, dar am încercat să explic lucrurile așa cum credeam eu că e cazul să fie, fără să fiu neapărat un sfânt, nici eu, că și eu am trăit ca toată lumea, m-am chinuit, am
de toate am făcut în viață. În fine, deci nu pretind că sunt venit din ceruri, de niciun fel. Da, da. Sunt oameni de, om de pe aici. Dar pe cuvântul meu că n-am furat absolut nimic pe lumea asta. Și s-a văzut, da. Nimic pe lumea asta, doamne. Nimic pe lumea asta. Și mai ales mă durea că mi-am chetat oamenii din teatru, doamne. Jumătate de teatru. Și ce vină aveau erau toți alimentați, erau clar. Cum să nu, erau panică, panică, da. Te cheme la procuratura generală la nivelul ăla, prim adjunctul procurorului general să dea cu tine de pământ, să uite strâmb la tine, să facă tot spectacolul ăla. Specific, numai că la mine nu ținea chestia asta, dar la ei ținea. La ei ținea, sigur da, că da. Și dar nu vreau să mă supăr pe nimeni, vă spun. Nu, să nu vă așteptați să jur sau să... Nu, de niciun fel. Nici nu vă imaginați. Mi-e milă de ei, jur. Cât de bine semănați cu bietul bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, țăran, oltean, tatăl mamei, care fusese chinuit, bajocorit, anii 50, cu intrat un colectiv. Când povestea, nu-i ura. Dar exact privirea și exact mimica asta așa, da? Zice, ei sunt niște, zice, au fost niște amărâți de atunci, sunt niște amărâți și acum. Viața îi pusese la punct. Au fost multe, mă rog. La Procuratura Generală, asta din 37-39 Rahova, Calea Rahovei, da, așa, da. Anchete penale, mă rog. Așa se numea, da, și acum da. E la fel. În fine, am vizitat-o de mai multe ori. Odată în 68, când cu Rebeliunea Studențească din 68, da, da, despre da, care da, vorbim prea puțin, da, da, și ar trebui da, să o punem da, la butonieră. Deci aia care a plecat de la Uratul de Crăciun. Aia, da, da. Da cântăreț, da, eu eram tenorul da, grupului da, din, da, de la teatru. Erau două grupuri, unul de la, de la teologie și unul de la teatru. Și unul de la actorie. Da, da, actorie da, era da, și eu da, între ei. N-am știut că a fost. Eram șapte de la teatru, am fost anchetat și noi atunci. Nu contează. Da. Și după aia, după Revoluție imediat, au fost probleme de-astea, așa, ca să-l speriem pe diaconul, că piețe, acu, alianța cu, civică, da, 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 nu știți bine, că au da, fost da, anii da, 90. Piața universității, da, exact, da, 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 golani. Toate astea. Da. Și s-au luat de diaconul. Da. Și m-au anchetat un procuror, cum să spun eu, un Robespierre din ăsta, m-a dus de la Iași, de pe undeva, nu știu, n-are importanță, și chiar acolo. Și geamul, eram așezat, așa fel încât vedeam pe geamul ăla al biroului, vedeam curtea interioară, cu gardul, cu dețin. Deci vedeam da, exact da, ce da, mă da, așteaptă, ceva de genul ăsta. Da, da. Și scaunul era așezat, da, cred, cu o logică. M-a fisărat un pic la început, nu știu ce, și mă întreba niște tâmpenii cât cerul, dar nu contează, subiectul chiar nu contează. Și la un dat mi-au căzut ochii așa, sub birou, care stai relaxat, costum impecabil, și avea niște, niște ciorapi verzi, da, de un prost gust, de o țoapă nesfârșită. Da. Da. Și dintr-o dată mi s-a făcut milă de el. M-a zis, da, asta da, a fost da, relația. Da, da, da. Și m-am uitat acolo da, și l-am privit și da, din clipa aia am zis, ăsta ești. Deci, da. Ăsta e omul. Mai ține și să, vai de capul lui. Ați văzut poza aia cu Laura Codruța Chioveși? Cu, îmbrăcată cu ea, era în costumele gri de taxatoare RATB și într-o poză apare cu niște ghete așa, da, ghete, da, știu, da, și cu niște ciorapi flaușați cum se poartă la role, să nu da, te roadă rolele. Da, 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 da. Într-adevăr. Oamenii te aruncă în aer. E doar un om, știți? Da, și da, nu te mai sperii că e un munte, că nu e. Da, e așa un este, om. Așa și, e, mă rog, așa e, așa mi-a fost milă de el. Mă rog. Da. Și după aia i-am zis, vă rog frumos, deci chiar vă rog din suflet, faceți ce știți sau ce vă place. Și dacă mă și băgați în chestia aia de acolo, nu știu ce, mă faceți erou național. Da. Bună frumă, da, serviți-vă. Da, da, da. Dar eu, ce mi se întâmplă, aia da, fac. Da, da, bun, după care a ieșit un pic, nu știu ce să fac, nu știu ce, și m-a lăsat. Și a intrat un polițist, polițist. Proaspăt, adică a fost milițian, că acum o lună, da, două luni era. Polițist, da. Păi da, era acum două luni, era milițian, acum era polițist. Da, da. Nu mai știu ce grad avea și a intrat așa și a luat ceva de pe birou și a zis, stați liniștit, vă rog, calm, să vă fie, stați liniștit, că nu vi se va întâmpla nimic, și noi suntem pe aici și nu știu ce. Adică ceva de genul ăsta, mă, cam așa, ca un flash, dacă vreți, al unor realități, care trebuie citite corect. Adică, până la urmă, relația spaimei trebuie să o ai cu altcineva. Sigur, nu cu oamenii da, sau cu ăsta. Adică acolo oamenii sunt doar niște oameni și atâta tot. Așa. Și nu e unul mai tare decât altul sau mai mare decât așa, altul. Așa e, dar uitați în timpul Gestapo-ului ăsta care a fost pe la mâină. Unei mame nu poți să-i spui așa ceva. Unei mame care are copilul într-o situație în care a fost dumneavoastră sau chiar mai rea, nu poți să-i spui. Lasă că e importantă relația, că mamei rei prezenți toate vasele și moare. Ai altceva, sigur. Și tatăl, bătrânul tatăl nu și-i crapă inima. Da, sigur, el și sigur, sigur. Câți nu sunt așa. Da, sunt. Eu am ținut o contabilitate și o țin în continuare
deja sunt 19 români care n-au mai apucat să audă verdictul nevinovat. Pentru că au murit. Și mulți. Am toate temerile să cred că au murit și au fost alții. Mulți. Dar m-am mai ținut ceva. Vedeți, până la urmă am înțeles destul de repede, bineînțeles asta. Destul de repede am înțeles, de fapt, care era miza dânșilor. Și mecanica. Da. De-aia voiau, era în caz școală, că unul ca mine trebuia trântit și distrus public. Atunci orice, unul care are, avea totuși ceva pus pe masă. Da. Public, vreau să spun. Da. Și în clipa în care aveam judecățile astea, rândurile astea, unul după altul, zilnic mă duceam, cel puțin de două ori, la tribunalul mare, urcam treptele, treceau mașini, că eu mergeam pe jos puțin, parcarea e mai departe, și mergeam pe jos până la treptele tribunalului mare. Și pe drumul ăla treceau autobuze, mașini. Mă claxonau ăștia din autobuze. Sigur. Și toată mașina aia îmi făcea. Adică, Da. Păi da, când e asta, da. Poți să stau în fața oricui fără nicio teamă. Da. Când e asta, așa îmi făceau. Adică ținte tare. Cum să nu mă țin tare? Da. Cum să nu mă țin tare? A fost absolut emoționant, vă spun. Și unul azi... din pârliți ăștia, să zic așa, și nu îi spun cu răutate. Asta, cu ciorapi, îi vezi ciorapi verzi și îi vezi ciorapi flaușați și îmi spunea mie, e vorba de Horia Georgescu, care era șef la ANI și care a participat la toată măgăria împotriva. Și îmi spunea mie, când l-au arestat, după ce l-au arestat și după ce au început dosarul penal, și îmi spunea, măi Mirel, mă zici și tu, mă, eu, ăla la care apela SRI-ul și DNA-ul, când nu reușeau ei să falsifice un dosar, apelau la mine. Păi cum să mă aresteze pe mine? Zic, bă, să nu mai spui nimănui chestia asta, mă. Să nu mai spui nimănui, ce-i cu oamenii ăștia? De unde apar? Domnul diaconul, tata, care s-a prăpădit, a făcut facultatea în anii 50 și a făcut facultate militară, a fost inginer militar, tata a făcut Academia Militară Tehnică. Și lor, ca viitoare cadre ale Armatei Populare, reprezentau tămădău toate cazurile astea cu bandiții, se numeau bandiți, partidele istorice și erau bandiți. Și eu îl întrebam pe tata, cum a fost posibil români cu... Și tata săracu mă mințea. Nu, băiatul tati, nu au fost români contra... Erau veniți din Rusia, din Tiraspol, din... Mai aveam înțeles, spunea că au venit la Polul Nord, dar nu români. Nu cumva să vreau să crezi cu ideea că românii au putut să fie criminali cu românilor. Ce explicație aveți, maestre? Ce a apucat, domne, pe ăștia să-și bacă joc de români? Nu, e școală aici. La mine în sat, de exemplu, nu? Când a venit puterea de populară, din ce sat? Comuna Vlădești se numește, pe Valea Bratiei, dacă vă explic, lângă Câmpul Lumuscel, între Câmpul Lumuscel și Curtea de Argeș, la mijloc, între două capitale, că zic așa, sub munte. Și uite așa, e râul meu, satul meu, foarte frumos, banal. Banal de frumos. Da. Un sat românesc, pur și simplu așa. Însă la noi, că știu povestea, vă dați seama că eram copil, puterea populară. Da. Deci au venit altă putere, nu? Și au adunat de unde au găsit. Pe cei mai săraci, cei mai bețivi, că până la urmă cam așa era arhetipul săracului dintr-un sat de munte, muntenesc românesc. Unde puteai să fii cel puțin mijlocaș. Bine, muncind. Da. Bine așezat muncind. Și fiind, exact. Și îl cumpătat și mai departe și onorabilitatea era din plin. În fine. I-au găsit pe ea și au zis, cei mai săraci, da, n-au exploatat pe ei. Au fost exploatați de exploatatori, nu știu ce, și au pus tot ce vrei, șefi, aia e la alta, e la alta. E, un om de tipul ăsta, ceea ce se întâmplă și azi ca mecanică, iau de nu știu unde un începător, sau unul cu probleme, și îl aduc și îi dau funcție, scule, în sensul apartament plătit, mașină la scară, lucruri de astea, salarii mari. Alternativa ca el să nu coopereze sau să nu facă porcăriile, nu șovăiască, este să te trimit de unde ai venit. Păi e aceeași chestie, ăla pierdea tot. Deci n-a avut niciodată nimic și dintr-o dată are tot. Cineva i-a dat. Despre asta e vorba și se schimbă totul din clipa asta. Sunt împit, sunt naiv, dar îți pierzi sufletul. Și ce? N-are nimic, da. Păi asta este, unii oameni sunt într-un fel, alții altfel. Până la urmă sunt forme de
de, mă rog, era să spun asasinat, altă formă de asasinat, dar în orice caz sunt călăi. Călăi, deci călău este unul care, nu el te omoară, te omoară, legea, nu? Dar cineva trebuie să o facă. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci cineva are structura asta de călău, adică o fac. Cu asta basta. Și o face și o execută de n-ai treabă. Așa fel încât procurorul care m-a anchetat pe mine și jumătate de teatru notara, după 2 ani de astea, de tot felul, tâmpenii, mă rog, îmi zice domnul Diaconu, am așa, este gata rechizitorul, tot ce trebuie, zice, n-am găsit niciun prejudiciu. Face o pauză. Ați povestit, a apărut. De mai multe ori am spus asta. Nu zic nici cum îl cheamă. N-are nicio importanță. Mecanica mă interesează. N-am găsit niciun prejudiciu. Face o pauză destul de lungă. Zâmbește ușor și zice, dar vă trimit în judecată. Cerând prin rechizitoriu 2 ani jumate închisoare cu executare pentru mine, negăsind niciun prejudiciu. Deci, de ce mi-a spus-o așa? Ca să nu e bolnav. Ca să înțeleg despre ce e vorba. Adică nu contează asta, prejudiciul ăsta, sau contează că ne-ai deranjat undeva, drept care ești... Ca în cel mai bine între pământenea lui Marin Pedra, bă, Petrini, bă, tu ne crezi pe noi atât de proști să nu știm că tu ești nevinovat? Poftim. Despre asta e vorba. Deci nimic nou pe lume. Totul a mai fost, cum spunea domnul Ciulei, Liviu Ciulei, care pentru mine a fost un tată spiritual din plin și nu numai pentru mine, din fericire. O minune de om a fost domnul Ciulei și spunea în calm și dulce și drăguț, n-a ridicat niciodată în viața noastră, a tuturor, tonul la cineva, sau să supere pe cineva. Cu delicatețe a zis, nu căuta nimic original, totul a mai fost pe lume. Totul a mai fost pe lume. Așa este. Da, nu-i nimic pe nou. Mine, pe mine m-a mirat. Și nici nu se sfârșește. Da, nici nu, exact. Totul va continua. Da. Pe mine, bă, sincer, m-a lăsat fără oxigen. Ce s-a întâmplat? Eu chiar l-am crezut pe bietul tata. N-ar fi trebuit să mă păcălească așa și să mă crească într-o iluzie cum că românii sunt minunați cu românii. Nu, dar te otrăvește dacă îți spune altfel adevărurile astea. Nu trebuie otrăviți cei mici cu venin sau cu răzbunări sau nu, Doamne ferește. Lecția lui Corneliu Coposu. Da. Cu câtă noblețe s-a întors către durere, anulând-o printr-o formă umană până la urmă. N-a fost de acord și mi-a interzis să scriu despre el Dan Andronic, colegul meu și proprietarul ziarului. Zic, bă, Dane, dar nu e normal. Eu am scris despre toate victimele DNA-ului care unde am aflat și am avut dosare și am avut informații. Nu, lasă că o să se spună că suntem prieteni de 25 de ani și că lucrez la mine și că nu e cazul. Domnul Diaconu, la un moment dat, Dan Andronic ne-a invitat la parastasul taicăsu, Dumnezeu să-l odinesc, caricaturistul Adrian Andronic. Ei bine, mail-urile prin care ne chema la parastas au fost probă la grup infracțional organizat. Doamne, dacă ești scriitor, nu îndrăznești să inventezi așa ceva. Sigur. Că te gândești, bă, nu mă cred nimeni, bă, bat câmpii. Da, îngrozitor. Dar dumneavoastră n-ați avut nici partidul alături, PNL-ul. V-au scos de pe liste. Și... Păi nu că m-au scos, nu, cred că mai de multă vreme, de fapt, nu atunci sau atunci cu atât mai mult, încercau să scape de mine pur și simplu, nu știu, dar numai eu nu înțelegeam. Nu înțelegeți. Deci nu înțelegeam și până la urmă un coleg... Dumneavoastră aveți gândire liberală, aveți structură liberală, aia în sensul... Nu că asta... Eu așa cred că te naști în felul ăsta. Te naști, da. Cum? Uitați, le-am și spus-o și am... Mă rog, argumentul meu, lasă-mă pe o insulă pustie... Și vin-o peste un an. Și ai să vezi că am de toate. Da. În sensul ăsta sunt liberal. Da. Nu în sensul știut așa după ureche de unii și absolut greșit nu că asta doctrinar. E partidul, nu am asta. Partidul bogătașilor, a antreprenorilor și cu asta pe asta. Nu, a fost o atitudine nu, față de piață. Am făcut teoria asta între ei acolo. La un moment dat am avut așa un schimb. De, mă rog, cineva zicea așa și eu am sărit de acolo, am zis, băi, pentru Dumnezeu, tatălui că nu știu ce caut aici dacă despre asta e vorba. Că eu nu sunt și n-am să fiu niciodată niciun bogătan, niciun... Nu averea mă interesează și de niciun fel, nu asta. Eu cred așa, că orice om, cel mai sărac de pe lume, care se hotărăște să-și ia soarta în mâini, e un liberal. Uh-huh.
Și din clipa aia e liberal. Despre asta e vorba. Orice om care nu mai așteaptă nimic de la... De la altcineva. Da, pune mâna și face. Așa cam așa este. Așa e. Atâta tot. Nu trebuie să fii nici bogat, nici nimic. Dar trebuie să aibă mental chestia asta. Sau ca educație trebuie să aibă chestia asta. Și eu am. Eu nu stau. Dacă n-am avut bani să zugrăvesc, mi-am făcut singur. Am spus mâna. Da. Cum am întrebat și eu pe ăla cum face și am pus mâna. Ce, eu nu sunt, nu pot, nu sunt și eu om? Păi îmi spuneați înainte de a intra în emisiune că v-ați rupt șalele cărând dalele cu care v-ați făcut alea. Nu dale, pietre. Dalele sunt egale și mici. No. Pietre. Din munte. Că da. Asta e. Da, da. Nu le-am plătit, că le-am luat gratis din munte. Că dacă le plăteam, era ceva. Mi le aducea cineva cu mașina, nu știu ce. Eu... Și cu șoferul, așa, și cu un prieten de acolo, fostul președinte al CAP-ului de la mine din sat, care am copilărit și am păzit vaca amândoi, tractorist de meserie, minune de băiat. Un care știe ce, care și pune mă. Absolut, da, și amândoi. Hai, da. Ați fost retras de pe, o să vă fac o mărturisire aici, nu v-aș fi spus niciodată chestia asta. Așa de rău m-am enervat când v-au scos de pe listele partidului. Și la asta v-ați și dat demisia atunci din partid, așa de rău m-am enervat, încât am făcut un apel pe Facebook și v-am strâns 100 de semnături. Așa de rău m-am enervat. Să fie primit. Da, rău. Mi-am dat seama că aveți un viitor absolut spectaculos, nu potrivit aprecierilor mele subiective, ci când, și am și povestit chestia asta, într-o sâmbătă și o duminică dimineața am strâns 100 de semnături, știi ce e? De la mine din cartier, din câteva străzi. Au venit 100 de semnături. Unii mi-au transmis, chiar sunt plecat de acasă, vin o mâine dimineață. S-a enervat multă lume. La un moment dat, un amic de-al meu îmi spunea, bă, nu fi un scenariu, mă, că zice, gata, l-au făcut erou pe diaconul. Știu că atunci, în locul nostru, pe listă a apărut domnul Hervey. Da, de ce v-au scos? Nu, era. Da, nu a apărut nimeni în locul meu. Problema lor era pe primul loc. Da. Problema lor era să nu fiu eu. Era să nu. Domne, iar vă întreb, de ce, domne? Nu trebuia să ajungeți în Parlamentul European? Nu e asta chestia. Nu, nici de cum. Dar n-a fost vorba despre asta. Dar despre ce a fost vorba, domne? Deci era un lot. Aceiași care mergeau, aceiași erau, de fapt. Nu era nimeni altcineva. Era un grup. Da. Nu vedeți că a fost același? Da. Care fusese și cu un... Așa. Dar nu asta e problema, că erau ei și... Bun. Și eu atunci aveam furia asta, disperarea asta, că nu mă puteam apăra. Eram lovit, căutat peste tot, de domnul Georgescu, de tot sistemul, și împușcat. Unde ai... Băgam puțin capul, diaconul, e penal, și mai departe. Dom'le, n-am făcut niciun rău. Nu accept să fiu sancționat în această țară în care am muncit toată viața mea și mi-am pus ce am și eu, trupul meu, capul meu, tot ce am putut e aici. Cu ai mei, cu tot. Eu sunt ăsta de aici. Nu mă sancționez pe mine, câtă vreme n-am făcut nimic. Și voiam să mă judec pe acest subiect. N-aveam cale de atac, de niciun fel. Decât dacă aș fi fost pe o listă și mă atacau dânsii. Da. Și mi-atacau drepturile cetățenești, drepturile civile. Asta mi se atacau, drepturile civile, nu altceva. Da. Altfel erau curate toate, salut. Ei, și ai mei de la... Și de-aia am zis, dom'le, aș vrea să fiu și eu pe lista asta ca să mă judec cu ei. Nu să plec la Bruxelles, dom'le. Că nu voiam să plec la Bruxelles. Asta e, asta voiam. Îmi doream chestia asta. Pe de altă parte, veneau cei din... Nu, să spun nume celebre din, și din PNL-ul de azi. Nume celebre și suspuse veneau și ziceau, dom'le, trebuie să strângem astea, voturi. Cu cine mă duc eu la ușa cetățeanului? Vreau să fii pe listă acolo. Deci cei mai mulți mă doreau ca să umble cu mine. Da. Urs. Dor cu dor. Urs de pozat. Din dor cu dor. Dor cu dor. Și asta este până la urmă. Era și o presiune de tipul ăsta. Și dintr-o dată, dar nu știu cum, dracu, dar de la vârf, Mircea, te iubim, dar tu ai probleme juridice și este exclusă, nu știu ce. Probabil, imaginez că pe canale destul de secrete, ani, chestii, toate ăștia, în fine, transmiteau, dom'le, faceți cu diaconul, vă radem, sau așa departe. Diaconul nu. Bun, ca să nu existe precedentul diaconul. Bun. Hai, mai departe. Și a fost o seară în care le-am zis următorul lucru. Și era conducerea. Deci eram noi, că eram și eu vicepreședinte la PNL și le-am zis, uitați, încep să înțeleg, dar am zis următorul lucru. Marketing politic. Deci, dacă
eu sunt pe lista voastră, va fi scandal. Totul mai pune liste. Dintr-o dată, fiind scandal și atac, atenția e pe lista noastră mai mult decât pe alte liste concurente. Diaconul pierde, dacă e atacat juridic, lista crește. Pe principiu, ce am cu bietul om? Diaconul câștigă, lista crește mai tare. Uite, bă, fără diaconul, acum când se știe despre ce e vorba, va fi gaură. Da, așa e. Am zis marketing politic. Așa și am avut dreptate? Cum, ați avut dreptate? După care mi-am luat pălăria, ce fi avut acolo și am plecat acasă. Da. Era 11 noapte, m-am dus acasă. V-ați necăjit. Nu, m-am dus acasă la fiică mea, că fiică mea stătea în București atunci. Acum stă la să fiica cu noi. Și m-am oprit o clipă la fiică mea acolo. Da, și eram așa, plouat. Necăjit. Plouat. Da, adică, nu știu. Da, în fine, nu mai contează. Și fata, așa, și uite, bă, tată, ce mi s-a întâmplat. Bam, 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 zic, și stăteam așa. Și în timpul ăsta, fiică mea intrase pe prostiile alea. Legea 33, europarlamentare, nu știu ce. Tata zice, de ce nu candidăm? Candidăm, auzi? Da. Mă rog. Zoe. Da, da. Independent. Hai mă, tata, știi, să nu există așa ceva. În timp ce dumneavoastră vă băicăreați pe acolo, ea, fata era... Păi da, da. Citim amândoi acolo. Da. Tata, hai. Păi mă, tata, zic, sunt semnături, m-am grozit. Ce zi e azi? Ne-am uitat în cer. Mai erau 5 zile. 5 zile cu weekend la mijloc. De-aia zicea sâmbătă duminică. Că a fost weekend la mijloc și pe marți așa trebuia să depuse semnăturile. Când se le strângi? Și a zis, venit Dumnezeu. Da, da. A doua zi dimineața trebuia să plec la Gura Humorului, unde lansam, mă rog, le relansam o carte, mi s-au reeditat cărțile și se lansa o carte acolo. Și aveam acolo programat la o bibliotecă și mă duc către acolo. În drum, cum plec dimineața, sun din mașină pe cei de la Curtea de Argeș, unde eram membru PNL la Curtea de Argeș, și zic, demisia mea, puneți număr de ordine, tot ce trebuie, și considerați-o și puteți să o folosiți și cu asta. Peste o oră mă sunau televiziuni, lume, bum, 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 bam, bam. Și a început un carusel, dar nu se mai putea. Și au dat seama cât de tâmpiți au fost. Mă opresc la Mizil, așa că îl știam pe primarul de la Mizil. Da, la Mizil, păi, dar fără Mizil nu se poate nimic. Adică, mă opresc la Mizil, unde era primar, un independent, un om minunat, care voi să facă teatru în Mizil. Și eram la notara, director și nu știu ce, și a venit la mine la birou, fac o mică paranteză. Domnule, unul înalt așa, am drăguț, teatru, domnule, zice, eu sunt primar de la Mizil. Foarte bine, vreau și eu teatru la Mizil. Hai, domnule, zic, ce-ți veni? Păi am o sală acolo și vreau să fac, nu știu ce, dar nu știu cum. Da. Poate îmi da și mie un om, doi, să ne învețe cum să facem acolo. Da, domnule, am trimis electricianul, sunetistul, să le dea nu știu ce. După care am făcut contract. Teatrul notarat cu Mizilul, domnule. Și eu i-am servit stagiunea mea toată să jucau și la Mizil. Jucam spectacolul, jucam și la Mizil. Da, domnule. M-a luat la 3-4 mandate, de n-a avut treabă, liniștit. Așa, și mă opresc la el. Dimineața. Cum ai ajuns, domnule? Domnule, zic, cum ai ajuns? Asta, nu. Și zic, uite, domnule, ce am făcut. Mi-am dat demisia și nu știu ce. Puh, foarte tare, zice. Gata, strângem și noi semnături. M-am mai încurajat un pic, așa. Când erau meu pe drum, fiica mea se duce la primarul general, era domnul doctor Oprescu la vremea și cere aprobare pentru 10 locuri de strâns semnături până București, se aranjează, intră pe net, fiica mea, a fost ceva, fiica mea. Dar fiica mea nu e adevărat, domnule, ce spirit de organizare și de nu știu ce. Ne-a dat o lecție și mie și soției până în cer, că nu e așa, copilul are mereu defecte, mai trebuie aia, mai trebuie aia, mai trebuie aia. E perfectă, perfectă, da. În fine. Și ajung acolo, la Gura Humorului și după masă începea, tot era zbârneală, sunau telefoane și nu știu ce, și aveam așa un sentiment, ce am făcut, adică către ce mă îndrept, cum pot să strâng totuși, mi se părea aproape imposibilul de atins, parcă am deranjat cam mult lumea, eu, fine. Și eram în mașină și sună telefonul și aveam de ăsta mașina. Apăs, Mircea, o voce așa pierită, vreau și eu să semnez. Cine e? Zic, mașină, chestii? Radu Beligan. Ce mișto. Maestră, zic, e rectat de niștit că trimite eu pe cineva de la teatru, vine acoasă la dumneavoastră și nu știu ce, și nu știu ce, nu știu ce. Da, da, l-aștept. Și în clipa aia am avut așa o chestie. Adică nu pot să spun, aici e televiziune, nu e televiziune, nu aveți cu CNA-ul.
Nu, nu avem CNA-ul. Am tras o înjurătură, știți, da. Adică ceva. Da. Oh, mama voastră. Astăzi și mâine. Bun, n-am zis eu. Astăzi da? Și mâine. E bine. Dacă și stai puțin, că ne adunăm noi da, mușchii da, și să vezi ce facem. Da. Și m-am întărit cumva. M-am întărit și m-am încăpățânat da. Și ne-am dus până la capăt. Dom'le, de ce vă zic că au fost câteva zile pentru mine de vis? În fața da, la... Da, da, așa, da. Mai fac un flash. În fața la Teatrul Notara, se strângeau semnături. Da. Domnul Georgescu da. Suna pe directoare. Da. În fața teatrului, se dispare de acolo. E penal, oricine strânge semnături da. Pentru diaconul și îl ajută. E penal, e cutare. Directoarea nebunită, domnule, e afară, nu e înăuntru. Nu contează, avem aprobare pentru stradă. Da, ce să fac? Nu. În fine, da. Trecea autobuzul 300. Da. Băi, acolo, nu știu ce. Oprește autobuzul 300, șoferul dă geamul jos și zice, dă-mi și mie un formular. Repede. 10 semnături. 10 semnături, un formular de la. Băiatul care era acolo, dă formularul, nu știu ce. Așa. Și pleca autobuzul. Se întorcea, geamul jos, ia le pline. Dăm încă 5. Și autobuzul 300 și ăla le lua și le dea înapoi. Și se strângea pe traseu. Și le dea și venea cu ele pline. L-a pus pe ăsta cineva? L-a plătit pe omul ăsta cineva? Știu eu, nici nu știu cine sunt oamenii. Eu că m-am dus cu 100 de semnături, era una din colegele noastre, o actriță, că i le-am dat, eu credeam că va rămâne paf. Domnule, a venit curea cu 100 de semnături. Și nu era coadă, domnule, aveau deja mii de semnături. Așa mai departe. Poveștile astea s-au derulat cu atâta viteză încât le țin minte, dar trebuie consemnate cumva, nu știu ce să spun. La un moment dat, s-a creat un tsunami atunci, da. Fenomenal. Da. Și emoționant și nu știu ce, în fine. Mai departe au urmat procesele. Cele 9 procese, unul după altul, coșmar. Și când s-au terminat, pentru că se judecau două, apel și așa, mă rog, două serii. Fondul și apelul, da. Fondul și apelul, treceam, imediat altcineva, un cetățean revoltat, iară făcea și iară se judeca, cu aceiași și avocați de la anii care veneau peste tot și mai departe. Și uite așa, și uite așa, și uite așa, până când s-a terminat, s-a închis ața. Și m-au lăsat să continui. Și v-au făcut un serviciu cu condiția că dumneavoastră, uite, ați ieșit întreg. Ați deci rezistat. Eu nu am vrut să plec la Bruxelles nici când am fost. N-am vrut asta. Și pentru mine a fost un mini coșmar, că nu pot să spun asta. Mi-am făcut cât am putut de tare datoria acolo. Ce am știut până la urmă, n-am făcut de politici culturale. E subiectul în care să mă ierte Dumnezeu. Și azi, aici, dacă vreți, și oriunde în Europa, sunt în stare să mă concurez cu oricine. E meseria mea. Deci e meseria mea și spațiul meu. Și am făcut niște pași foarte importanți. Pe patrimoniu, pe legislație europeană, culturală, am făcut lucruri foarte interesante. Și au rămas neterminate multe între ele, pentru că nimeni din următorii, între următorii care s-au dus acolo, n-a vrut să ducă la Comisia de Cultură Educație, că n-au, mărunte astea. E măruntă și nu, și e mărunt, nu. Îmi povestea, nu că spuneți dumneavoastră că vă pricepeți aici, dar îmi povestea doamna, colega noastră, doamna Carmen Croitoru, bă, zice, diaconul în somitate în astea. Nu, acolo chiar politici, îmi pare rău, asta este. Da, vedeți? Așa, dar, ca o reflexie. Dar abia așteptam să se termine, că asta voiam să vă spun, ca la armată. Păi vă cred. Și nu era nimeni mai fericit decât mine când plecam acasă. Păi vă cred. Și terminam, pentru că vreau acasă. Da, deci nu sunt genul să stau pe acolo, să... Nu. Până la altă parte, e un citat din Paller. Cer să-l... E minunat să deschizi ușa acasă și să zici bună seara și să te audă cineva. Deci asta e problema. Eu făceam, agit, nu știu ce, se termina. Mă duceam acasă, una acasă care era acolo. Aveam o chirie, un apartament. Și trăgeați ușa după și nu era nimeni. Și vă uitați pe pereți. N-aveam cui spune bună seara. Da, groaznic. Nu, vreau acasă. Deci să se termine tot, oricât de greu ar fi, și seara vreau să ajung acasă. Aveam așa o idee fixă. Vreau să ajung acasă. Mi-ați mai spus lucrul ăsta, altfel mi l-a spus, atunci când ne-am văzut la Parlamentul European și ce bucuros era și mi-a zis mie, zice, bine, bem o țuică. Că ne-a dat Norica Nicolae o țuică bună de asta la rost. Și aolea, ce bine, beau și o țuică cu niște români. Da, m-a impresionat. Dar vedeți cum este viața, sigur. Cei care v-au spus, bă, Mircea, nu se poate, ești pătat, ești nu știu ce, ce preț a plătit, puțin timp mai încolo, s-a dus, probabil că i s-a arătat aceeași pisică pe care a văzut-o și atunci când și-a dat demisia și a plecat din fruntea. Vorbesc, mă refer la... L-au lucrat și pe el. Și pe el l-au lucrat. Da, dar au avut cu ce.
La noastră nu au avut sau nu au avut, dar l-au lucrat. Da, pentru că lucrat. Cineva s-a ocupat de aceleași mecanism. Din păcate așa s-a întâmplat. Dar eu nu, chiar nu vinovățesc pe nimeni, Doamne ferește. Până la urmă era o problema mea să mă judec, să mă știu ce. Nu trebuia să-mi facă ei nimica. Astea sunt lucruri care trebuie știute. Așa este. Dar astea sunt lucruri care trebuie știute. Sigur, fără parapon, fără... Lasă să fii un om cu credință în Dumnezeu, un om care crede că toate crucile astea ne sunt date cu un rost, să trage niște concluzii. Dar oamenii trebuie să le audă și să le știe. Pentru că în țara asta s-au întâmplat, și ferească Dumnezeu, poate se vor mai întâmpla, niște atrocități. Repet, din fericire, dumneavoastră a scăpat întreg. Prietenii de mei nu au scăpat întregi. Și de-ai mei. I-am dus la cimitir. Și de-ai mei, la propriu, nu la final. I-am dus, am condus pe la cimitir. Da. Sun că n-am încotro la văduvele lor. Nu vă puteți imagina, sau vă imaginați mai bine cât oricine, ce să-i spui unei văduve pe care tu o suni și așa aduce aminte de momentele plăcute când, uite, ăsta care sună, bea o bere cu bărbatul la noi în casă, în bucătărie. Adică eu mai rău îi fac când o sun. Dar pot să nu sun? Sigur. Nu pot să nu sun. Îmi aduc aminte și de colegul dumneavoastră și bunul meu prieten, Emil Hosu, Dumnezeu să-l odihnească. Că eu cred că a murit, sigur, nu l-am pușcat nimeni în ceafă, dar din cauza faptului că punea prea mult suflet în glorile lui de... Da, da, și asta, dar nu, nu, da. Nu din pricina asta s-a întâmplat. Da. Din păcate... A fost un viscol îngrozitor atunci, în seara aia, și avea spectacol. Avea spectacol. Da, și n-a putut să meargă nici cu mașina, a plecat pe jos, de acasă până acolo. Distanță și mare. Avea probleme. Nu foarte mare, dar vrei, nu vrei, cu viscol, ce se spune, nu? Când oamenii care au probleme cardiace, nu e bine să iasă pe vremuri de astea. Catrinel Dumitrescu, draga de ea, suspectează până în ziua de astăzi, zice, bă, Mirelui, tot spunea, Milu, lasă-o mai ușor, nu te mai aprinde așa, că îl chemau la toate meeting-urile, el vorbea din toată inima, nu știu, și nu era ca Botini, nu îl chemau ca actorul, nu, vorbește nu, 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 el, nu, și punea suflet în toate, deci, suflet, nu, așa era temperamental, da, în toate, da, era în toate. Temperamental în toate, da, așa era. Uite, bine că îl măcinau, îl supărau, așa este, din păcate, da, exact, da, mă rog, am... Da, și nici eu nu mai joc teatru de foarte multă vreme. E o meserie foarte grea. Și nu țin să mor pe scenă, credeți-mă. Pentru că e un consum atât de mare, e o ardere. Nu e o... Stăm și noi pe aici puțin. Dumneavoastră și cum jucați? Păi, depinde și cum faci profesia asta. Că poți să o faci și stând pe scaun și jucând de la gât în sus, restul, mă rog, ușor. Nu, poți și așa, nu. Ce ați putut să faceți în o scrisoare pierdută? Hai de cracu. Eram tânăr, da. Un rol care nu se poate face. Nu știu cum dracu l-ați făcut, că nu se poate face. Un rol criminal. Criminal. Vă rog eu frumos, dați o căutare, că o găsiți. Pe YouTube, pe unde? O scrisoare, domnule, scrisoare pierdută. Domnule, dacă n-aveți chef să vă uitați la o altă piesă. Domnule, uitați-vă, dați așa de minut în minut până dați peste Mircea Diaconu. Domnule, ăla... E alt Mircea Diaconu, adică... E un personaj, nu sunt turnia, eu. Da. Trebuie să pot să mă și laud aici un pic, adică, nu o fac de niciun fel. Absolut, a apăsat. Dom'le, un sculptor celebru în România, domnul Bolborea, a făcut un grup statuar în fața Teatrului Național, Caragheliana, și în care, pentru care a folosit... actori care au jucat diversele personaje. Da. Deci personajul cu tare. Da, e cineva anume. Da, deci cineva fiecare anume. Dintre personaje este unul dintre actorii care a jucat și eu sunt acolo. Deci modelul când mergi pe alee, primii doi sunt Brânzovenescu și Farfuridi, Dem Rădulescu și eu. Și sunt și eu mândru, cum să vă spun, că cineva m-a folosit ca și cum aș fi făcut chiar un personaj acolo. E personajul meu, nu sunt eu. Dar are echipul meu. Vedeți, aici mi-aș permite să fac o mică remarcă profesională. Dacă poți împărți, și poți foarte ușor, împărți actorii de pe toată lumea și toate timpurile, în două categorii mari. Unii care își trag personajul la ei și unii care se duc la personaj. Da.
Și dacă te duci la personaj, ele sunt diferite. Tu creezi, practic, identități inexistente și care continuă să existe în mintea spectatorului, în paginile sau, mă rog, în, în rola de film și stau acolo și există. Dar alții și trag la ei și ei sunt același personaj peste tot. Orice ar juca sunt la fel. E foarte simplu să faci deosebire. Da, bine, simplu. Dar pentru mine asta a fost satisfacția cea mai mare. Să mă duc în personaje și să le... Dar v-ați dus în niște zone unde nu mi-aș fi imaginat niciodată. Debutul meu de diploma, să zic așa, în anul 4, a fost o babă. Am jucat o babă. Și am fost celebru la vremea aceea. În 71, 70-71 am jucat o babă într-un spectacol foarte bun pus de Sandamanu, profesoara noastră. Caragiale, dar nu teatru. Spectacolul și erau alte bucăți, alte texte și era o proză. O proză în care e o poveste cu o babă cerșetoare și diavolul. Dracu, care vine și vrea să-și bată joc de ea și exact invers. Și diavolul era Mihăiță, George Mihăiță, și baba eram eu. Excelent. Da, și minunat. Minunat, minunat. V-ați mai iarăși tot așa, ați apărut într-un rol, cum să vă spun, eu nu mă pricep, dar sunt spectator profesionist. Deci da, nu mă pricep la teatru, dar sunt spectator profesionist. Păi, dar ce se pricepi? Ce se repari? Da, da, ce se repari? Exact. Nu repari, se-i schimbă bujie? Ce păi se nu, te mai întreb, nu. Dar în ce calitate vorbești? Domne, de cititor de și de spectator e profesionist. Da. E cea mai tare asta. E cea mai, da. Iar criticii sunt, de fapt, niște spectatori de profesie. Da. Cu maniere și ei, că dacă ești de profesie, te manierizezi. N-ai cum să te... Domne, nu mi-aș imagina niciodată că puteți să faceți rolul ăla de consilier al unui prim-ministru Ticăloșii. Da, de prim-ministru ticălos. Vreau să-mi facă Mircea Diacu. Domnule, l-a spus de o credibilitate fantastică. Păi sigur, în filantropica v-a și văzut, dar în ăla nu vă vedeam, domnule. Adică jmecherul ăla mus cu toate alifiile, care zâmbește și chiar carotida. Să știți că Șerban Marinescu lucrează la seria a doua de Ticăloși, pentru că nu s-a sfârșit, adică avem nevoie. Avem nevoie. Păi cum? Vin tare din urmă alte modele. Aveam avut modele atunci, fiecare dintre noi. Da. Fiecare cumva și-l știa, și eu știam, modelul meu, modelul meu, și tunsoarea mea am făcut-o ca el. Ca el. Și n-am mai trecut un an, doi ani, cred, și am devenit senator. Și era senator cu mine, modelul meu. Și când îl vedeam pe acolo, era la PSD. S-a întâmplat să fie la PSD, mă rog. Și când îl vedeam pe acolo, eu pufneam într-un fel de râs. Și el credea că eu am abilitatea mea neapărat. Venea către mine, cozerea cu mine, pe zicul că te și mai eu știam de ce râde. La fel cum v-am mărturisit și iarăși puștii trebuie să se uite, să caute filmul, v-am mărturisit, o să-mi pun în cap acum o lume întreagă, dar nu mă interesează, v-am mai spus chestia asta, domnule, în actorul și sălbaticii. Păi dar de ce să puneți? Ați rupt. Dar ce? Ăla de ce e... să vă puneți o lume întreagă? E istorie. Păi, e istorie, e adevărat, e adevărat. Ăla e. Deci, dacă nu s-ar... Deci, cum să o exprim așa într-un fel, încât să nu o spun chiar direct, că, na, Toma Caragiu e și... dacă acel film ar fi luat, ar fi fost să intre la gala premiilor Oscar, nu cred că ar fi luat premiul Oscar pentru rol principal, ar fi luat premiul Oscar pentru rol secundar. Nu cred asta, dar nu contează. Nici, din fericire nu, se va, nu s-a întâmplat și nu, nu se va întâmpla niciodată asta. Nu s-a întâmplat asta. Evaluarea asta, dar nu, mă rog, atunci știți cum a fost? Știți cum a fost? A fost cam așa, făcusem deja niște filme, dar nu multe. Așa, și eram destul de început. Dar într-unul dintre scenarii fusese scenarist Titus Popovici. Și mă plăcea foarte mult Titus Popovici. Și când a scris scenariul ăsta, ce absolut senzație. Uriaș, uriaș. Și ce om deștept și o minune de om. Care, din păcate, eu sunt foarte convins că a fost ucis. Deci a fost asasinat în mod sigur. Moartea lui, ca și altora, pe traseu. A fost o moarte suspectă. Dubioasă. El a murit la o vânătoare. Da. Și a fost o moarte suspectă. Un fel de semi-accident de mașină, care n-avea niciun motiv să existe. N-avea niciun motiv fel. Mă rog, nu mai contează asta, că n-avem ce să facem. Că asta s-a împușcat la un hop. No. Și că da, eu m-a onorat cu simpatia dumisale. Da, am cunoscut bine. Și când a scris scenariul ăsta, el m-a vrut că tipologia, mă rog, personajul perfect al comisarului era Nicolescu. Pălărie, costum, mâinile curate și toată aia. Și ăsta era modelul, să zic așa. Ori eu nu aveam nicio legătură cu asta, vă dați seama. Eu jucam slugi de regulă și ordonanțe. Nu eram pe nivelul ăsta. Așa. Și m-a vrut el.
M-am vrut, mă rog, m-am dus și m-am îmbrăcat la Teatrul Evreiesc, era baza noastră și costumele, da, și tot. Sala, acolo, da, am filmat toate scenele de spectacol, acolo le-am filmat. Și Teatrul Evreiesc are câteva trepte așa de coborâre în stradă. Și m-am îmbrăcat, pălărie, și îmi puseseră și niște pantofi cu niște talonete, ca să, vorba aia, mai tragă de mine în sus, că n-am decât 1,70. Și cobor și erau acolo afară, care mai de care, regizorul, mă rog, scenaristul, mai multă lume, în fine. Și mă așteptau. Și când cobor pe treptele alea, bineînțeles că pantoful mi-alunecă și gata să cad. Pălăria, vai, dar... Aproape mi-a venit să plâng. Ce fac eu aici, mă? Dom'le, lăsați-mă, domne, cum sunt, în pace, cu tâmpenile astea, nu știu ce, pantofi mă renunce. Titus Popovici. Dar râză s-a prăpădit. Și regizorul Marole Marcus, care era o minune de om, și ca, lăsați băiatul în pace. Adică du-te, mă, și să scoate porcările astea din picioare. Nu știu ce. Și m-au lăsat și pe mine, na, în felul meu, cumva. Sau la nivelul meu, cumva. Și a funcționat, domnule. Polițistul jovial, polițistul de afer, dar jovial, da, senzațional. Da, hai să vă spun și altceva. Și altceva, că până la urmă, și asta contează. În lumea noastră actoricească, mă rog, unde sunt invidii, sunt lumea, ca la doctori, ca să zic așa, cel puțin ca la doctori, da, da, și fără miză. Da, da, adică da, miza da. Aproape nu e. Mă rog, filmul se termină, nu știu, și are loc premiera la Patria, acolo, da, pa, da. Toată lumea Bucureștiului, lumea bună, buia că o premieră de film de nivelul ăsta era eveniment zero, grad zero, vreau să spun, și nu știu ce. După film, Caragiu o să urcă pe scenă, anfitrion, regal, Caragiu, filmul lui scris pentru el, nu știu ce, și cheamă pe fiecare președinte, nu știu ce. Eu cam al patrulea eram din distribuție ca ordine, ceva de genul ăsta, și mă cheamă și pe mine, mă rog, nu mai aplauda, ca la fiecare, nu știu ce, și m-a luat în brațe ca pe copilul lui. Și m-a prezentat el, nu știu cum să spun, m-a girat, m-a, nu știu cum să vă spun, parcă m-a trecut puntea, ceva de genul ăsta. Generos. Nu generos, dom'le, deci, că nu mă împăunesc cu asta. Dar și el, și nu numai el, i-ar fi plăcut să fiu copilul lui. Da, da, da. El neavând copii. Da, da, da. Și chiar a zis, du, taică-mă, dacă l-a cunoscut pe taică-mă atunci. Nu, da, da. După film, au nebunit sala, dar el a fost un regal de generozitate și de... În fine, și se termină și o mare chef, o nebunie întreagă la carul cu... Cum se numea? Cu mere aici? Carul cu bere, gambrie? Nu, la... Cum se spatele... Pieței Victoriei, acolo era un restaurant splendid. Select? Nu. Era al ziariștilor, nu mai știu cum se numea. Mărul de aur. La Mărul de aur. Acolo merg eu cu Jurjac. Era superb. Era superb acolo, în fine. Și acolo toată lumea bună de și de. Și venise și taică-meu să fie la premieră. Taică-meu vânător, învățător de țară, nu știu ce. Războiul făcut, pușcărie făcută, adică beton. Da, absolut. Da. Tata, braconier de toate cu putință. În fine. Și vânător. Și Titus Popovici, nu știu ce. Nu plătea și pe tata acolo. Ei, peste vreo oră, numai taică-mi vorbea acolo. Atât. Și le povestea cu aventul, cu mistreți, cu ce era, cu nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Și erau pe jos și Caragiu și îl iubeau pe tata și țineau la el și Caragiul ținea la tata cu adevărat. Și la un moment dat, mai târziu, a venit la teatru tata și eram acolo jos și erau Caragiu și Caragiu zice, dă-mi-l, mă, dom'le, mie. Dă-mi-l pe ăsta, dă-mi-l mie, că eu nu am copil, zice. Și tata zice, domnule, păi stai puțin. Adică n-am înțeles. Deci eu îl cresc, eu îngrijesc, eu stau cu el la admitere la propăritatea de facultate, nu știu ce, tremur tot și acum zic, tot da, gata. S-au înțeles tare bine unul cu altul, în fine, n-are importanță. Da, domnule, da. Spuneați de Mărul de Aur, mai pomenim un dispărut. Deci Caragiu m-a girat, domnule. Deci așa făceau și aveau un fel de morală, dacă vreți, profesională. Adică dacă aveai încredere într-un mic, dom'le, parcă era datoria lor nescrisă să te gireze, păi, să te introducă, să... Și nu numai el, domne, și Dinică, lăsau și domnul Rebenciuc, și Victor meseria, Rebenciuc, și... Asta a fost enormul meu noroc, m-au girat, m-au acceptat între ei și am trăit între ei, domnule, fenomenal, vă spun. Dacă izbutesc să fiu sănătos mai mulți ani de zile de aici înainte, trebuie să scriu, pentru că n-a fost nimeni acolo.
altcineva decât noi. Da. Și nu consemnează, ori eu pot să fac treaba asta. Dacă v-am spus că trebuie să rămână și alea nasoale, să le știm, să le știm ce s-a întâmplat. Și alea nasoale. Trebuie să rămână și astea, sigur că să rămână toate. Nu pot să ratez, să nu, mi-a fost tare drag, am crescut cu el, a spus de Mărul de Aur. La Mărul de Aur m-am apucat eu de băut și prins cu Jurjacu, cu George Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească. Eram cam tineri, dar pe vremea aia nu ne cerea buletinul. Eu aveam vreo 15-16 ani, el 17-18 ani. Ce actor și ce băiat. Da, mișto. Și umor. Și umor. Bine, umor non-stop. Umor sec. Umor, excelent. Excelent. Da, mare. Uite cât s-au dus. Cât s-au dus și foarte mult și de mici, din păcate de mici. Apropo de asta, a fost la un moment dat, așa, că erau valuri de strângere de șurub pe vremea lui Neanicu, mă rog, ministra culturii și chiar mai mult atât, era Suzana Gâdea. Și atunci, încă o dată, în plus, nu știu, umblau la impozite sau ceva, mai micșorau contracte, nu știu ce dracu făceau încă ceva, că, până la urmă, nu mai știu, povesteam azi dimineață cuiva, nu mai știu cui, că, seria a doua de la Bulletin de București s-a numit Căsătorie cu repetiție, mă rog, și am luat banii pe tot filmul și banii aia m-am dus și mi-am luat un televizor color, că primisem aprobare, deci atâta era toată suma, era 13.000 jumate, 13.000 jumate și atâta era un televizor color, da. Deci atâta, ca să fie foarte limpede, apropo de chestia asta, în fine. Și Suzana Gâdea, la această iară strângere, ar fi zis, acum n-am auzit-o eu, dar umbla, mai lăsați-i în pace, nu vedeți ce tineri mor? Ia uite, băi, frate. O expresie a scos, de mamă grijulie, așa, că era, a scos, era da, de genul ăsta. Ia uite, băi, ce chestie, da. Așa e. Așa e, domnule. Așa e, da. Iarăși, la o scrisoare pierdută, mare spectacol, pus de Ciulei la Teatrul Bulandra, nu știu ce, la un moment dat apare în cabină o cercetătoare de la Institutul de Psihologie, care era iubita al Ion Besoiu și o știam din anturaj, din mai ieșea cu noi, mai, în fine. Nu știam, o doamnă rasată care a plecat în doamna Moscu și care a plecat de multă vreme în Occident și dacă mai trăie pe acolo. Și vine cu aparatură, cu nu știu ce, cu... Și începe să ne pună înainte de spectacol diverse chestii așa, să ne măsoare, să tensiune, nu știu, tot felul de chestii și scrie un tratat întreg de psihologie pură, cercetare, despre pe consum, subiectul despre consum efort, uzură actorilor. În urma acelei chestii am primit, noi ca meserie, am primit categoria a doua de muncă grea. Extraordinar. Și care a funcționat vreo 10 ani sau cât a fost, până când s-a terminat Ceaușescu, după aia în libertate li s-a ridicat, că a fost mult mai simplu să fii actor în libertate după aceea și s-a ridicat sporul ăsta, dar am avut norocul ca să ies la pensie mai devreme cu vreo 3 ani, cred, fiindcă s-au fost reduceri din vârstă de pensionare. O întrebare tâmpită, dar sinceră, domnule, că asta de sinceritate te mai poate scoate din... Domnule, cum învățați rolurile, domnule? De ce vă întreb chestia asta? Uite, aveam tot în școală... Domnule, tot, doamna asta de la psihologie, la un moment dat, m-a dus la Institutul de Psihologie, pe mine. Da. Și zice, vreau să fac un test cu tine. Da, învață textul ăsta. Nu. M-a băgat într-un spațiu închis, întuneric beznă, mi-a pus așa, avea comunicare cu mine numai sonoră și a zis, uite, stai liniștit, concentrează-te, eu o să spun 40 de cuvinte, cu pauze între ele de 2-3 secunde, și tu încearcă să le memorezi și să vedem și câte dintre ele poți să spui și dacă se poate în ordinea, sau cât de cât în ordinea în care ți le spun. Mi le spune, au fost 40, cred că 38 am spus. Ceva de genul ăsta, un pic până. Care e explicația? Păi e simplu. Și fiecare actor, că discutăm de actori acum, are metoda lui. Că e o chestie în care totuși nu poate intra nimeni. E bucătăria ta, e intimă. Fiecare își rezolvă cum știe el problemele astea. Deci, pe măsură ce venea un cuvânt, la mine se transforma într-o imagine. Deci, ziceai masă. Eu vedeam masa. Și adăugam, pe măsură ce veneau cuvintele, adăugam un spațiu fizic, pe care îl vedeam în fața ochilor. După care l-am repetat. Că știam, uite, ăsta, ca un interior, ca o... Deci, îl traduceam în ceva, în altceva. Nu ca un cuvânt fără, pur și simplu.
Ori învățarea, memoria actorului, da, până la urmă, e în relație și în mișcare. Nu e un, și da, dacă da, îl pui pe un actor care joacă un spectacol de 3 ore cu cuvintele astea și zici, cum e mă replica aia din, da, de din la, centru? Da, da, nu da, pot da, să spun. Da. Dar cu aia din capăt, da, și în mișcare, da, da, s-a da, întâmplat da, odată într-un alt mare spectacol, uriaș spectacol. Ce vremuri au fost, doamne. Și când îi văd pe ăștia astăzi, cum scriu, ce genială, nu știu ce și nu știu ce. Și mă duc cu memoria mea, totuși, contemporană, oarecum, cu vreo 30 de ani în urmă și văd un alt și compar cu ce am văzut sau ce am trăit, nu rezistă aproape nimeni la ce am văzut și ce am trăit în anii 70, în orice caz, și puțin în 80. Da. Așa, și în Elisabeta I, spectacol senzațional, pus tot de domnul Ciulei la Teatrul Bulandra, anii 70, 73, 74, 75, până în 78 l-am jucat. E, și eu jucam, la un moment dat, eram Filip al II-lea al Spaniei și începeam războiul contra Elisabeta I, regina Angliei. Și dădeam un fel de edict, biroul meu, și trimiteam armada la luptă. Da, da. Ridicam degetul și dădeam cu tonul acela spaniol și nemilos și catolic și așa, edictul. Dâm, dâm, dâm. La un spectacol, din greșeală, firește, n-am vrut, am ridicat celălalt deget. Și n-am mai știut textul absolut nimic. N-am ieșit. Ordinar. Deci s-a rupt totalmente chestia. Și am stat câteva secunde, n-a funcționat nimic. Și am plecat direct afară. Da, da, da. Direct afară. Da, da. În culise. A râs, nu știu ce am... Că asta este. E o mecanică întreagă. Textul nu e în sine. E în relație cu stări pe care le ai. Cu trăiri pe care le ai. Și mai departe. E o construcție. Da. El nu e... Se cheamă unele pe altele. Nu e... Bineînțeles asta. Se adaugă. Și dacă nu prinzi exact tensiunea aceea, nu ți intră nici textul. Doamne, eram copil și vedeam cât un monolog intra și eu mă gândeam câtă bătaie îmi luam de la mama să învăț cât o poezie la școală. Pentru că învățați pe din afară. Și eu învățam pe din afară. Păi nu se învață. Câtă bătaie la iarna pe uliță, o știu și acum. Câtă bătaie am luat. Da. Eu predam la facultate, am fost și profesor universitar la, mă rog, actorie de film, în anii 90, până când, fiind secretarul științific al facultății și fiind în structura Ministerului Învățământului, mă rog, Educației la vremea aceea, ministrul domnul Marga, Consiliul Rectorilor și așa mai departe, eram acolo în zona aia de decizie, în fine, și s-a venit așa o circulară că trebuie să, pentru conferențiar universitar și pentru profesor, trebuie să ai doctoratul, cum ar veni. Da. Și eu și cei de la conservator și arte plastice, am zis, dom'le, la noi cred că e ușor altfel. Noi nu putem avea lucrări, că trebuie să ai lucrări științifice, păi publicate. După ce ați făcut o scrisoare privită, ce dracu doctorat să vă mai dați? Nu, pe bune. Nu, da. Nu, nici nu se putea asta. Deci noi nu facem asta. Nu e, nu e propriu. Cine o să-și dea doctoratul e diferit. După nașul? Dacă vreți, am zis eu, sau dacă trebuie neapărat, nu știu, până la urmă poți să echivalezi niște opere artistice sau așa, sigur, cu niște lucrări publicate. Să faci o echivalare, ceva de altfel, nu poți. Bineînțeles. Bun. După care, cei din facultatea mea au făcut o, mă rog, o hârtie, o ceva de genul ăsta și au trimis acolo și au zis că nu vor, așa, ei vor dimpotrivă să-și dea doctorate și să ridice profesia pe cel mai înalte culmi. Și eu nu mi-am dat seama, Nu mi-am dat seama, dar de fapt erau oameni care nu aveau opera. Nu aveau nicio treabă. Aveau titlul universitar, sigur că erau acolo de mulți ani, dar nu făcuse. Aveau opera, nu aveau ce pune pe masă. Ceva de genul ăsta. Și am plecat din facultate. De asta am plecat, că altfel eram și azi. Acolo, nu contează. Ei, la facultate, cu actorii, cu actorii și cu regizorii de film, că făceam actorie de film cu toată lumea și cu regizorii de film. Da. Și valul ăsta nou, au fost mulți studenții mei și iubesc tare mult, cei mai mulți dintre ei, și știu, de mici, le spuneam, textul nu se învață. Deci în niciun caz nu vezi, înveți un text. Poți să înveți ideile, țintele textului, dar nu textul. Textul se creează în timp, mai ales pe film. Pe film se vede tot. Capul tău câteodată are diametru de 9 metri. Pe ecranul de la Patria avea 9 metri diametru. Nici nu trebuie să miște ceva și tot omul înțelege și altceva. E atât de delicat mecanismul. Nu. Întâi gândești, apare în capul tău intenția, gândul și mai departe, pe care se transformă în cuvinte. Care îl cheamă imediat. Deci asta e mecanismul. În fine. Și nu se învață. Și mergeam la un moment dat, aveam de filmat în Horia. Un film foarte bun, Mircea Mureșan, și aveam replici multe, cu domnul maestru Beligan, care venea din partea Austriei și nu știu ce, și îmbrăcat în hlamide și chestii, și eu eram poetul curții, cumva, ușor caricatural, așa, în fine. Și când ne pregăteam, ne îmbrăcam, hai să facem textul, zice domnul Beligan. Hai să facem textul. Mai erau 2-3 ore până filmam.
Și el zice și eu zic, dă-mi un scenariu. Deschis scenariu și dădea replica din scenariu. Dar tu nu știi textul? Maestre, zic, cuvintele nu le știu. Textul știu, dar nu știu cuvintele. N-am înțeles exact, că era altă generație cu altă, absolut alt subiect. Nu, deci eu nu am încercat să nu învăț vorbe sau cuvinte, ci ideile, nevoile unui personaj. Și atunci am cuvintele, dacă scapă unul, vine celălalt, sau altul, sau cumva pe acolo. Da, e o lănțuire. Și până la urmă tot la alea ajung, dar ajung pe altă cale. Alte cale, da. Nu pe calea cuvânt. Nu, inversie. Uite că mi-am lămurit și eu. Nu, sunt chestii foarte delicate. Până la urmă e o profesie foarte interesantă. Bineînțeles că noi ar fi... Și când a venit peste 2-3 ore, știam perfect textul. Exact pe ăla. Dar nu știu clipa. Da, nu știu, da. Uite că în loc să fi vorbit atâta cât vorbirăm, de exact despre actorie și despre... Am vorbit mai mult de jumătate despre nenorociții care v-au amărât viața. Dar, repet, e bine să se știe și lucrurile astea. Ultima întrebare, maestre. Da. O pun tuturor invitațiilor mei, mai puțin celor care mă roagă să nu le pună întrebarea asta. Mâine sunt alegeri pentru funcția de președinte a României. Și mâine sunt, da. Și candidează Ion Iliescu, candidează Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Pe cine votați? Da, știu. Pe Constantinescu totuși l-aș vota, sigur că l-aș vota. Da. De ce? Dar cu multe sfaturi. Cu multe... Și nu mi-aș lua ochii după de la el. Da. Nu, cu multe sfaturi, structural, sigur. Fără discuția asta. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc sărbători fericite și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși și promit solemn că data viitoare nu vom vorbi decât de teatru, de cinematografie, de actorie și de lucrurile de astea. Prea puțin. De lucrurile frumoase. Nu poți să le separi. Nu poți să le separi. Că e viață. Dom'le, ce te-ai băgat în politică, da, trebuie să fii la mea teatru. La mine e la fel. Ați făcut foarte bine că v-ați băgat în politică. Dom'le, nu că m-am băgat în politică, până la urmă ce fac eu la teatru? Da, comunic cu publicul. Da, ce fac eu aici? Da, comunic cu cetățenii. Da. Nu văd diferența, scuze. Da. Mai ales câtă vreme conținutul mesajului, ăla e problema. Da, da. Conținutul mesajului trebuie să nu difere. Atât atât. Mi-ar plăcea foarte mult dacă și în viitor o să vă spuneți public părerile politice, care nu sunt păreri politice, sunt păreri despre cetate. Vă încurajez să vorbiți despre cetate în continuare, că uitați. Nu, sigur că mai vă povestesc. Sigur. Eram tânăr. Și eram la Scrisoarea Pierdută. Nu știu ce. Și la un moment dat mă întreabă cineva de la Televiziunea Română, ia un interviu despre Facultatea de Teatru, pe care tocmai o terminase de un an, doi. Și îi spun, cu aceeași nonșalanță și cu, fără supărare, fără niște lucruri mai... pătrate. Mai rotunde, pătrate, nu știu ce. Mă văd cu Octavian Codescu, care era rectorul facultății. Mă, băieții, mă văd la cabină seara. Ce a venit, frate? Păi, am greșit cu ceva? Băi, nu chiar, dar tu? De ce ai spus lucrurile astea? Și eu zic, dacă m-a întrebat. Da, mișto. Câtă vreme mă întreabă cineva, răspund. Când nu mă mai întreabă nimeni, nu mai zic nimic. Ce să fac? Asta ai răspuns molomețian. Păi dacă mă întrebă, trebuie să răspund. Da, așa e. Și acolo la fel. Câtă vreme mă întreabă cineva, o să spun. Dacă nu, stau număr. Vorbesc cu televizorul singur. Da. Vă mulțumesc din suflet. Sărbători fericite. Cu drag tuturor. Sărbători de mâini. Tuturor. Doamne și sănătate copiilor. Doamne ajută. La fel la toată lumea. Am suplimentat tirajul pentru almanahul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanahul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro.